Este o tradiție la înviere care se spune așa, că dis de dimineață, femeile mironosițe se duc la mormânt, în ideea că a trecut Paștele Iudaic, să mai pună niște balsamuri, să mai pună niște miruri, îngroparea a fost făcută vinerea seara în pripă și să respecte ritualul, cum facem și noi la țară. Da. Luăm, atămâiem mormântul, punem flori, punem o colivioară, vine preotul, face un trisaghion. Pe drum își pun problema, domnule, dar piatra aia grea, cine ne-o dă nouă jos de la ușa mormântului? Pentru că mormântul încă era păzit de străji de oameni. Femeile n-aveau nicio treabă, ele aveau ritualele lor. Marele este mirarea când, mergând pe cale în zorii dimineții, Iisus apare în fața lor, fără semnul cuilor, fără semn în picioare, și le spune, bucurați-vă. Ele de bucurie, ne spune Evanghelistul Matei, i-au cuprins picioarele și le-au sărutat. Nu s-au oprit din drum. Asta e marea taină care, de vedeți cât e de grea de înțeles învierea? Băi, dacă l-am văzut pe Iisus, mergem în cetate și le spunem apostolilor ce am văzut. Ele termină de vorbi cu Iisus, de îmbrățișa, de săruta picioarele și se duc mai departe la mormânt. Ca și cum Iisus ar fi întâlnit cu Iisus. Vedeți ce hipnoza momentului, cum le-a cucerit sufletește și le-a făcut să nu înțeleagă taina învierii. Ajung la mormânt și găsesc doi îngeri, unul la cap și unul la picioare. Spune că s-au spăimântat, dar îngerul le-a spus, nu vă temeți. Deci îngerul le-a citit expresia. Și le-a spus, nu-l mai căutați pe cel viu cu cei morți, a înviat, nu este aici, s-a suit în lumina cea pururea fiitoare, unde nu încape umbră de schimbare. Mergeți în Galileea, cum v-a spus mai înainte, dar anunțați-l și pe Petru. Am spus când am început, de ce? Petru nu-i lepădat din cei 12 apostoli, va fi repus în apostolie. Ele se întorc la apostoli, le spun că au văzut arătări de îngeri, sunt luate peste picior, spun că au văzut mormântul gol, că giurgiurile zac singure și primii doi care aleargă spre mormânt sunt Petru cu Ioan. Petru intră, Ioan se uită. Dar în aceeași zi se petrec două fenomene deodată. Întâi era seara, duminică seara, deci în ziua în care mironosițele s-au dus la mormânt. Și apostolii erau ascunși undeva de frica iudeilor să nu dea peste ei, să-i omoare, că era înverșunarea aia, cine credea în Iisus trebuia exterminat. Și s-au adunat de fapt să facă Sfânta Liturghie, să frângă pâinea, cum i-a învățat în Joia Mare. Și Iisus stă în mijlocul lor și le spune, pace vouă, bucurați-vă. Ăștia sunt spăimântă, speriați de tot, mai ales că l-au părăsit, au fugit ca niște lași. Și Iisus te spune, ce mă priviți așa, parcă n-aș fi, nu sunt Duh. Duhul n-are carne și oase, cum mă veți despre mine având. Și spune, ia și mănâncă. Și i-au dat pește fript și fagure de miere. Și atunci zice că s-au bucurat, dar tot neclare au fost. Vine Toma, nu știu, era el plecat și spune, l-am văzut pe Domnul. Ai băi, dacă astea sunt fețele voastre de oameni care au văzut pe Domnul, eu nu cred. Eu am să cred numai atunci când am să bag dești un rană la coastă, unde a fost băgată sulița, și în cuie la mâini. Peste 8 zile, pe când erau ei adunați și Toma era de față, Iisus intră prin ușile încuiate, dar de data aceasta îi spune, pace vouă, bucurați-vă, și apoi se adresează direct lui Toma, ca și cum ar fi fost la toată discuția trecută, că el era acolo. Toma! Uite! A dus degetul în coastă, puneți mâinile în semnul cuilor și fii credincios și nu necredincios. Iar Toma este primul mărturisitor al Dumnezeirii lui Iisus Hristos. Domnul meu și Dumnezeul meu. Deci îi dă titulatura de Dumnezeu. Tot în acea zi, când ei erau ascunși de frica iudeilor, când nu era Toma cu ei, doi dintre apostoli merg la Emaus. Triști, supărați, Iisus răstignit, înmormântat, ei credeau că o să scape de toată persecuția aceasta despre care a fost vorba, a romanilor, o să fie din nou liber, să aibă regatul lui David, asta au crezut tot timpul. Și cum mergeau ei pe cale, apare un străin lângă ei și întreabă, dar voi unde mergeți? Stai, Emaus, dar chipurile astea voastre triste. Dar ce vă, tu ești singur în Ierusalim, tu nu știi ce s-a întâmplat în zilele astea? Dar ce s-a întâmplat? Cum? Tu n-ai auzit de Iisus?
bărbat tare în cuvânt și în faptă, mare proroc care avea să izbăvească pe Israel, cum l-au prins mai mari noștri, l-au schingit, l-au bătut, l-au răstignit, l-au îngropat. Spune el că a treia zi trebuia să învieze. Chiar și niște femei de-a noastre ne-au spăimântat că au văzut arătări de îngeri, că mormântul e gol, că au văzut George singure zăcând. Străinul ia puțin aspru. Bă, zăbavnicilor cu mintea! Dar nu stă scris că fiul omului trebuia să moară și să pătimească și apoi să intre în slavă? Și le vorbește încă o dată cateheză toate scripturile. De la Moise, din proroci, din psalmi, toate până la el. Deodată văd și ei că-i Sara și că au ajuns în cetatea Emausului, unde aveau să nopteze. Iisus se face că merge mai departe și ei zic așa, dacă tot așa bun ai fost și ne-ai mângâiat inimile, dacă tot așa bun și blând ai fost și ne-ai povestit atâtea despre învățătorul, n-ai vrea să rămâi la noi seara asta? E și legea musafirului, nu umbla pe aici singur noaptea să te atace cineva, ai rămâi și rămâi, chiar așa e expresia, rămâi la noi că vremea e spre seară. Și au intrat și s-au pus să cineze. Care era legea? Că să știți de ce se dă Paște la înviere, pâinea stropită cu vin. I-au adus o bucată de pâine, i-au adus un pahar de vin, să guste, se înseamnă bun venit. Și în clipa când Iisus le-a binecuvântat, s-a făcut nevăzut. Și spune acolo, oare nu ardea inima noastră pe cale când ne vorbea Scripturile? Deci până nu te atinge Dumnezeu, nu înțelegi învierea și nu înțelegi Evanghelia și nu înțelegi Scriptura. Spune așa, vă rătăciți tocmai neștiind Scripturile, cercetați-le, adică adânciți-vă ele, ca să aveți viața veșnică. Și spune ei, zice, oare n-ardea inima noastră? Dar ce ne relatează? Aveau ochii ținuți să nu-L cunoască. Și apoi finalul Evangheliei ne spune, și L-au cunoscut pe El la frângerea pâinii. S-au întors tot atunci noaptea cu bucurie mare în Ierusalim și au spus, am văzut pe Domnul. Și din ziua respectivă, deci din momentul acela, toți au crezut în înviere, nimeni nu s-a mai ferit. Magdalena s-a dus chiar la Pilat și i-a spus, să știi că învățătorul a înviat. Iaci că ar fi purtat la vremea un coș cu ouă. Și Pilat i-a zis, da, când ar fi ouăle roșu, atunci o să învie Hristos. Și pe loc ouăle s-au înroșit. De aia facem cică din tradiție ouăle roșii la Paști. Și vreau să mai clarific un ultim punct legat de înviere. Avem scris în psalmi, sau așa se și cântă în noaptea de înviere. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm și să ne veselim în trânsa. Să se risipească vrăjmașii lui, să fugă la fața lui cei ce urăsc pe dânsul, pe cum se împrăște fumul și mai este, cum stopește aceară la fața focului, așa să piară tot lucrurile la fața Dumnezeu, iar robii Dumnezeu se bucure, se veselească. Vorbim de ceea ce înseamnă Paște propriu zis, că noi am vorbit de înviere, dar n-am vorbit de Paște și de asta am vrut să închei așa. Când evreii au trecut prin Marea Roșie, au avut o poruncă de la Dumnezeu, să tai un miel fără meteacnă, frumos, de parte bărbătească, fără niciun beteșug, cel mai sănătos, cel mai elegant, cel mai bine născut din oaie, cât mai puternic. Să-i mănânce carnea friptă cu ierburea mare, iar din sângele lui să ungă ușorii la ușă. Tot ce le rămâne să ardă pe juratic, să nu rămână nimic. Ăla este Paștele Iudaiei care se ține și astăzi, în Israel, în fiecare săptămână a Paștelui, mâncarea mielului cu ierburea mare. Este trecerea prin Marea Roșie sau odihna din păcat. Și din acea zi, trecerea prin Marea Roșie a fost numită sabat sau sâmbătă. Maxim Mărturisitorul ne explică lucrul ăsta. 2. În Cartea Facerii aflăm că Dumnezeu a lucrat 6 zile și a 7-a s-a odihnit. Însă ce nu găsim în Cartea Facerii? Nu găsim un lucru. Cum s-a chemat ziua de odihnă? S-a chemat zi de odihnă și atât. Și Domnul s-a odihnit peste toate lucrurile sale. Aia e ziua cea de-a 7-a. Deci nu avea un nume. Acum, pentru că au trecut prin Marea Roșie și au ieșit din păcat, este șabat sau, cum îi spunem noi, sâmbătă. Acum trebuie să clarificăm de ce noi ținem ziua cea din tâia săptămâni, adică duminica, și nu șabatul. Întâi ne spune Pavel. Nimeni să nu vă învinuiască de cele vechi, că sunt o umbră a celor noi. Nu omul s-a făcut pentru sâmbătă, ci sâmbăta pentru om, că a trecut din păcat și a ieșit la odihnă în muntele Sinai. Și acum vorbim de această aleasă zi a săptămânii împărăteasă și Doamnă.
învierea este odihna din moarte și din păcat.